Haideți să vedem o altă problemă, problema numărul 3, reprezentați pe axă numerele raționale. Și avem primul număr rațional pe care trebuie să-l reprezentăm, este 0,2. Și avem o axă în care unitatea de măsură este un segment de 20 de centimetri. Eu am luat dimensiunea acestui segment mai mare, însă voi pe care puteți să luați o dimensiune mai mică. O unitate de măsură, un segment de o dimensiune mai mică. Eu am luat 20 de centimetri.